Bună seara, doamnelor, domnilor! Bun găsit la o nouă ediție a jurnalului Muntenia TV. Sunt Ana Maria Trăznea, iată care sunt subiectele serii. Sfârșit tragic pentru un tractorist din comuna Băneasa. Valută în valoare de peste 1,5 milioane de lei descoperită de polițiștii de frontieră în Vama Giurgiu. 40 de tineri giurgiuveni prezenți la întâlnirea tinerilor ortodoxi din lume. 22 de medalii la întoarcerea din vacanță pentru sportivii de la Clubul Sportiv Acvila. 82 de goluri în prima etapă a campionatului județean de fotbal. Sfârșit tragic pentru un tractorist din comuna Băneasa. Bărbatul și-a pierdut viața după ce tractorul pe care îl conducea s-a răsturnat într-o pantă din comuna Daia. Cu toate că medicii de la ambulanță au ajuns rapid la fața locului, aceștia nu au mai putut face mai nimic pentru bărbatul de 58 de ani. Totul s-a întâmplat sâmbătă seara, atunci când ansamblul format dintr-un tractor și două remorci pline cu lemne, condus de bărbatul în vârstă de 58 de ani, s-a răsturnat în localitatea Plopșoru. Șoferul a fost strivit efectiv de caroserie și a decedat pe loc. Potrivit polițiștilor, acesta nu poseda permis de conducere. Un bărbat de 58 de ani din comuna Băneasa, județul Giurgiu, în timp ce se deplasa cu un tractor cu care tracta două remorci pe un drum în pantă în comuna Daia, județul Giurgiu, a pierdut controlul subansamblului, răsturnându-se în afara părții carosabile. În urma cercetărilor efectuate de polițiștii, au stabilit că persoana care conducea tractorul nu poseda permis de conducere, iar tractorul și remorcile erau neînmatriculate. Ajunși la fața locului, medicii de pe ambulanță nu au putut face altceva decât să constate decesul bărbatului. Polițiștii efectuează acum cercetări pentru a stabili exact care au fost circumstanțele în care s-a produs accidentul. Polițiștii au deschis dosar în cauză pentru comiterea infracțiunilor de ucidere din culpă, conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fără a poseda permis de conducere, conducerea pe drumurile publice a unui tractor neînmatriculat sau neînregistrat și punerea în circulație sau tractarea unei remorci pe drumurile publice neînmatriculate. Captură de proporție a polițiștilor de frontieră giurgiuven peste 220.000 de euro și aproape 140.000 de dolari. Banii erau ascunși într-un autocar, iar cel asupra căruia s-a găsit impresionanta sumă era doar un cărăuș. Dacă descoperirea unor bunuri contrafăcute ori ar unor mărfuri de contrabandă a devenit deja o banalitate pentru polițiștii de frontieră de la Giurgiu, care zilnic anunță astfel de capturi, lovitura dată de aceștia la sfârșitul săptămânii trecute este într-adevăr de menționat. Asta pentru că vorbim de valută ascunsă, în valoare de peste 1,5 milioane lei. Mai exact, este vorba despre 223.000 de euro și 138.000 de dolari, sume pe care o giurgiuveancă de 35 de ani încerca să le scoată ilegal din țară. Acționând la pont, adică oficial în baza unor informații, polițiștii de frontieră au trecut la controlul amănunțit al unui autocar cu destinație Istanbul, la bordul căruia erau 8 turci și 33 de români. Controlul a dat roade, sub scaunul șoferului și sub spațiul destinat acumulatorilor auto, fiind descoperite mai multe pachete învelite în folie și bandă adezivă, ce conțineau suma totală de 223.000 de euro și 138.000 de dolari. Au urmat verificările de rigoare, în urma cărora s-a constatat că banii aparțineau unei giurgiuvence de 35 de ani, care a declarat că a primit valuta de la două persoane din București, ce au rugat-o să-i transporte în schimbul unei comision în Bulgaria, unde urmau să se reîntâlnească și să-i restituie. Evident, toți banii au fost confiscați, derulându-se cercetări pentru a se stabili exact proveniența și destinația acestora. A treia ediție a întâlnirii tinerilor ortodoxi din lume la București a reunit peste 2000 de tineri din toată lumea la o serie de activități organizate în capitala țării. Giurgiu și Episcopia Giurgiului au fost reprezentate de 40 de tineri care au avut șansa să viziteze Catedrala Mântuirii Neamului, să-i vadă pe artiștii preferați într-un concert în parcul Iore și să participe la o impresionantă procesiune a luminilor. După Baia Mare și Cluj, anul acesta a venit rândul capitalei să găzduiască impresionanta întâlnire a tinerilor ortodoxi din lume, acolo unde peste 2000 de tineri din întreaga lume au participat împreună la mai multe activități culturale, spirituale și recreative,
pe parcursul a 4 zile. Beneficiind de o organizare impecabilă în condițiile numărului mare de participanți și a locației alese, ediția de anul acesta a întâlnirii tinerilor ortodoxi s-a remarcat prin calitatea evenimentelor și buna implicare a autorităților și sponsorilor, reușind să le facă tinerilor o ședere de neuitat pe parcursul programului. Anul acesta, cu sprijinul Episcopiei Giurgiului și al Primăriei Municipiului, 40 de tineri din oraș și județ au luat parte la acest eveniment, deschis joi pe dealul Mitropoliei și încheiat duminică la prima Sfântă Liturghie, oficiată de Patriarhul României la Catedrala Națională. Timp de 4 zile, tinerii creștini au participat la ateliere de lucru și dezbateri foarte interesante, la vizite în muzeele capitalei, la Catedrala Mântuirii Neamului, la un concert special în Parcul Iore, cu Smiley, Elena Gheorghe și Mihai Georgescu, la o conferință deosebită la Sala Palatului, susținută de preotul Sorin Mihalache și de Liana Stanciu, cu teme actuale care îi preocupă pe tineri, dar și la o impresionantă procesiune a luminilor pe traseul Sala Palatului, Calea Victoriei, Piața Națiunilor Unite, dealul Mitropoliei. În ultima zi a evenimentului, tinerii au avut șansa de a participa la prima liturghie oficiată la Catedrala Mântuirii Neamului de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, și de înalții prelați invitați din toată lumea, urmată de predarea ștafetei Arhiepiscopiei Iașilor, organizatoarea de anul viitor. Apa Service anunță că marți noapte presiunea apei potabile va fi drastic redusă în tot orașul. Motivul? Lucrările de remediere a unei avarii la conducta de apă de la stația de pompare sud. În aceste condiții, presiunea apei potabile va fi redusă în tot orașul în noaptea de marți spre miercuri, între orele 0 și 5. Continuăm știrile. Scandalul izbucnit pe tema preluării zonei libere la Consiliul Județean este în continuare în prim planul atenției liderilor giurgiuveni. La asta s-a referit și președintele PNL Giurgiu, Gheorghe Ștefan, într-o recentă conferință de presă. Liderul liberalilor giurgiuveni se declară împotriva retransmiterii zonei libere la Consiliul Județean, dar și împotriva unei eventuale preluări de către aceeași instituție a operatorului de apă. De ce spun asta? Pentru că, din punctul meu de vedere, giurgiuvenii, și aici mă refer la oamenii care trăiesc în municipiu, ar avea de pierdut, cel puțin pe un subiect și pe o companie atât de importantă, cum e zona liberă și apa service, ar fi trebuit să se facă o dezbatere publică. Sunt instituții atât de importante în care lucrează mulți oameni, dar cu atât mai mult sunt instituții care ar putea să aducă prosperitate în Giurgiu. Din punctul meu de vedere, nu este nicio fel de problemă de legalitate. Legal este să fie și la Consiliul Județean și la primărie. Ca dovadă că întâi transferul s-a făcut de la Ministerul Transporturilor la Consiliul Județean. Însă, nu îmi place și nu accept ideea de a juca ping-pong cu instituții atât de importante. În opinia liderului liberal, și primăria poate accesa fonduri europene. Punctul meu de vedere e o simplă coincidență, o suprapunere pe punctul de vedere al domnului primar. Eu înțeleg, domnul primar nu vrea să dea aceste instituții care reprezintă ceva important pentru el. Da? Eu nu sunt de acord cu acest transfer și cu rămânerea la primărie, pentru că și primăria poate utiliza fonduri europene, așa cum poate utiliza Consiliul Județean. E pur și simplu o chestie de management. Și am să închei dându-le soluția și unora și celorlalți. Să lase zona liberă, acolo unde este acum. Domnul primar, sper că a primit un duș rece după această dezbatere și măcar acum în ceasul al 12-lea să se implice și să facă această zonă atractivă și să facă un mediu economic, de business, de afaceri în favoarea giurgiuvenilor. Iar Consiliul Județean, dacă vrea să-și facă zonă liberă, poate să-și facă câte vrea. Nu-i oprește nimeni pe cei de la Consiliul Județean să-și facă o altă zonă liberă sau să-și facă o zonă industrială. Dar eu nu cred în zona industrială la Consiliul Județean, pentru că ar fi singurul exemplu din țara asta. În general, zonele industriale sunt la primării. Gheorghe Ștefan vine și cu un exemplu concret din județul Giurgiu. Avem o zonă industrială
care aduce și a adus prosperitate comunității, care funcționează foarte bine, e vorba de Bălintin Deal. Primarul de acolo, Emilian, știți ce a făcut ca să funcționeze foarte bine zona industrială și să atragă investitori? A făcut două ieșiri din localitate la autostradă. Și pe terenul agricol, din preajma autostrăzii, dintre autostradă și primărie, au apărut depozite, centre de afaceri, tot ce vreți dumneavoastră. Așa se și explică faptul că Bălintin Deal arată a fi oraș față de Bălintin Vale, care de fapt e oraș, dar îți rup mașina. Asta e diferența. A început sesiunea de admitere de toamnă la Universitatea București. Specialiștii anunță că toată țara este afectată de secetă pedologică, iar guvernul ia în calcul o nouă scumpire a carburanților. Detalii neobișnuite a rubrica Flash. A doua sesiune de admitere la studiile de licență și masterat de la Universitatea din București a început sâmbătă 3 septembrie. Data limită pentru înscrierea la facultățile Universității din București este duminică 11 septembrie, iar examenele de admitere se organizează în perioada 14-19 septembrie. Data de afișare a rezultatelor este 23 septembrie. Taxele de înscriere variază între 330 de lei la Facultatea de Drept și 80 de lei la Facultatea de Fizică. Numărul total de locuri pentru sesiunea din septembrie 2016 a alocat programelor de studii de licență la nivelul Universității din București este de 348 de locuri la buget și aproximativ 1500 la taxă. Rezerva de apă din solul agricol prezintă valori scăzute și deosebit de scăzute, seceta pedologică fiind moderată, puternică și extremă în cea mai mare parte a teritoriului agricol. Reiese din prognoza agrometeorologică, valabilă pentru perioada 3-9 septembrie, publicată de Administrația Națională de Meteorologie. Specialiștii ANM recomandă pregătirea terenurilor în vederea însămânțării culturilor de toamnă, rapiță, orș și grâu, în special pe arealele cu o bună aprovizionare cu apa a solului. Pentru perioada prognozată, lucrările agricole specifice campaniei de toamnă, recoltare, eliberarea terenurilor de resturile vegetale, arături, pregătirea patului germinativ și semănat, se vor desfășura în general în condiții bune, relevă specialiștii Administrației Naționale de Meteorologie. Din punct de vedere meteorologic, perioada menționată se va caracteriza printr-o vreme mai caldă decât în mod normal, în cea mai mare parte a zonelor de cultură. Temperatura medie diurnă a aerului va fi cuprinsă între 15 și 27 de grade Celsius, abaterile termice pozitive fiind de 1 până la 7 grade Celsius în majoritatea regiunilor agricole. Prețul la benzină și motorină ar putea crește în curând. Guvernul a luat în discuție varianta prin care să mute timbrul auto de mediu în prețul carburanților. Curtea de Justiție a Uniunii Europene a decis la 9 iunie că taxa de primă înmatriculare percepută de România cumpărătorilor de mașini este ilegală din punct de vedere al legislației Uniunii Europene, după ce România a extins-o și la autovehiculele noi, pentru a evita discriminarea pentru care mai fusese odată condamnată. Guvernul caută o soluție pentru a găsi bani care să ajungă în conturile administrate de Ministerul Mediului în vederea restituirii taxelor percepute până în prezent. În aceste condiții, o primă măsură ar fi aceea de a crește prețul carburanților cu 5 bani pe litru. Luni dimineață la Școala de Muzică și Arte Plastice Victor Carpis a avut loc o preselecție pentru copii care iubesc muzica și care vor să urmeze unul din cursurile Școlii de Muzică. Mai este puțin până la începerea noului an școlar și pe lângă grădinițe, școli și licee, și școlile cu profil vocațional se pregătesc pentru începerea unui nou an școlar. Luni la Școala de Muzică și Arte Plastice Victor Carpis a avut loc o preselecție pentru copiii care vor să se înscrie la unul dintre cursurile școlii. Să stau și eu aici.
copii au avut emoții până au intrat în sala în care au avut de susținut proba de aptitudini, dar au fost foarte siguri pe ei când a venit vorba de alegerea cursului pe care vor să-l urmeze. De ce ai venit astăzi aici? Să cânt la vioară. Îți place vioara foarte mult? Da. Ce te-a atras cel mai mult la acest instrument pe tine? M-a atras muzica. Pentru că îmi place muzica. Și la ce ai venit tu inițial să te înscrii? La pian și la clarinet. Am văzut că până la urmă a trebuit să alegi clarinetul. Crezi că te vei descurca? Da. Ce te-a atras pe tine la muzică? Multe, pentru că mi-a plăcut să cânt. De ce ai venit astăzi aici? Ca să mă înscriu la școala de muzică. Și la ce instrument ai venit să te înscrii? La flaut. Ce te-a atras pe tine la flaut? Că am văzut alți copii la televizor care cântau la flaut și mi-a plăcut și mie. Tot despre activități extrașcolare este vorba și în următorul material, de data aceasta Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Giurgiu. Așteaptă noi elevi pentru a se înscrie la unul din cele 16 cursuri organizate în cadrul instituției. Școala Populară de Arte din cadrul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Giurgiu se pregătește de începerea unui nou an școlar și așteaptă un număr cât mai mare de copii la cursuri. Ca în fiecare an, Școala Populară de Arte din cadrul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Giurgiu își deschide porțile pentru copiii, tinerii, dar și adulții care vor să studieze diferite arte. Copiii au anul acesta la dispoziție 16 cursuri în diverse domenii, arte plastice, muzicale, teatrale sau coregrafice, dar și meșteșuguri artistice sunt pe lista ofertelor Centrului de Creație. Avem 16 cursuri împărțite pe arte muzicale, arte plastice, arte coregrafice, arte teatrale, dar și meșteșuguri artistice tradiționale, cursuri care se desfășoară atât în municipiu cât și în județ. Avem clase de orgă, de pian, canto, muzică ușoară și populară, acordeon. În fiecare an, între 350 și 400 de copii sunt înscriși la cursurile Școlii Populare de Arte din cadrul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Giurgiu. Copiii care aleg să urmeze unul dintre cursurile instituției plătesc o taxă de înscriere. Aceasta variază între 100 și 420 de lei pe an în funcție de domeniul ales. Cursurile de meșteșuguri artistice sunt singurele la care se plătește doar taxa de înscriere și nu se percep alte taxe. Sâmbătă a avut loc prima etapă din noul sezon al Ligii a 4-a la fotbal. Așa cum era de așteptat, fotbaliștii giurgiuveni s-au întors în vacanță cu sete de joc și au marcat numai puțin de 82 de goluri. Favoritele s-au impus în mare parte, iar surprinzător, nu toate cele promovate au pierdut. Campionatul județean de fotbal a revenit după aproximativ 3 luni de pauză. Proaspăt întoarse din vacanță, echipele giurgiuvene s-au întors pe teren cu gândul de a obține cele 3 puncte și de a marca cât mai multe goluri. După promovarea celor de la Arsenal Malu în Liga a 3-a, în Seria de Sud, lupta pentru câștigarea seriei de anul acesta se pare că se va da între AS Mihai Bravu, care a zdrobit viitorul Vedea cu 13-0, Dunărea Giurgiu, care a câștigat la Călugăreni cu 6-1 și Unirea Izvoarele, cea din urmă reușind să învingă la scor de neprezentare formația din Izvoru. În Seria de Nord, vicecampioana din sezonul trecut, Avântul Florești, a remizat scor 3-3 cu nou promovata Bolintin Deal. Argeșul Mihăileș s-a impus cu 4-3 într-un meci foarte disputat împotriva formației Unirea Joița, iar meciul dintre FC Singureni, câștigătoarea seriei de anul trecut, și FC Bolintin Malu Spart a fost amânat. Iată rezultatele complete ale primei etape. Fotbalul și-a început activitatea competițională la finalul săptămânii trecute. Proaspăt întorși din vacanță, tinerii luptători de la CSEA Gvila Giurgiu au făcut o surpriză frumoasă la Openul Brașovului, acolo unde au obținut 22 de medalii.
După aproape 3 luni de pauză competițională, sportivii de la CSEAC Vila au revenit în forță pe tatami și au reușit să obțină 13 medalii de aur, 5 de argint și 4 de bronz la cea de-a 6-a ediție a Open-ului Brașovului. După o vacanță, sportivii de la Vila au făcut o pregătire minimă, ca să spun așa, după o vacanță și am plecat la Open-ul Brașovului ediția 6-a, motivați. Avem sportivi care sunt la orice național, s-a început pregătirea puțin mai devreme decât cu ceilalți. Însă atunci s-a derulat foarte bine, rezultatele că te spun totul. O participare extraordinar de numeroasă, durata competiției a fost destul de lungă. Însă sportivii s-au dorit, au fost pregătiți și au obținut rezultate foarte bune. 7 dintre sportivii giurgiuveni medaliați la competiția de la sfârșitul săptămânii trecute au rămas în cantonament la Poiana Brașov cu lotul național și urmează să participe în perioada următoare la 4 competiții internaționale în care vor reprezenta România. Avem 7 sportivi care sunt componenți la lotul național și au rămas în cantonament la Poiana Brașov încă o săptămână de zile, după care 3 dintre ei vor pleca la Balcaniadă și Cupa Mondială se va avea loc în Cipru, la jumătatea lunii. După care, o săptămână, avem încă 2 sportivi care vor participa la campionatul european și Open-ul Germaniei. Deci luna aceasta este o lună încărcată de evenimente sportive, unde noi vom participa, atât naționale cât și internaționale. Tinerii luptători își vor relua pregătirea pentru următoarele competiții din calendarul sportiv al acestui an și vor aborda cu maximă seriozitate fiecare confruntare. Gândurile noastre sunt ca întotdeauna să obținem cele mai bune rezultate, să fim foarte bine pregătiți, atunci să ne prezentăm la competiții și rezultatele cu siguranță vor veni de la sine. Numele său este sinonim cu cel al trupei pe care a fondat-o în 1971, iar viața sa a fost tot timpul motiv de controverse. Celebrul Freddie Mercury ar fi împlinit astăzi 70 de ani dacă nu ar fi fost răpus de sida în 1991. Despre viața și cariera sa în rubrica Memoria Zilei. Pe numele său adevărat Farrokh Bulsara, Freddie Mercury s-a născut pe 5 septembrie 1946. Numele său este legat în mare parte de istoria legendarului grup Queen, pe care l-a fondat în 1971. Freddie Mercury s-a născut în Zanzibar. Numele său este derivat din Bulsar, un oraș din sudul statului Gujarat, din India Britanică. Părinții artistului, Bomi și Jer Bulsala, erau persani. Mercury și-a petrecut copilăria în India. La 7 ani a început să studieze pianul, iar la 8 părinții l-au înscris la un internat în stil englezesc din Pachangi, unde și-a căpătat porecla Freddie. În 1964, părinții artistului s-au mutat din Zanzibar în Anglia, din cauza revoluției expunite acolo. După ce a absolvit facultatea, tânărul Mercury a vândut haine second-hand și a lucrat pe aeroportul din Heathrow. În aprilie 1970, împreună cu chitaristul Brian May și toboșarul Roger Taylor, pune bazele unui grup nou. L-a numit Queen. Cam în aceeași perioadă, solistul decide să schimbe numele din Bulsara în Mercury. Vocea puternică, deosebită și stilul de rockstar l-au propulsat în scurt timp în topul preferințelor publicului. Multe din hiturile Queen erau compuse de Mercury, Bohemian Rhapsody, Killer Queen, Somebody to Love și We Are the Champions. Ca artist solo, Freddie Mercury a compus piese ca Barcelona, I Was Born to Love You și Living on My Own. Mulți erau curioși să-l descopere pe Freddie Mercury pentru că auziseră că e gay.
De fapt, Freddie Mercury era bisexual. A avut o relație cu Mary Austin, care i-a dăruit și un copil. Apoi s-a cuplat cu directorul Elektra Records. S-a despărțit de aceasta și a început o idilă cu o actriță australiană. După aceasta, Mercury s-a cuplat cu Jim Hutton, hairstylist. Hutton a trăit cu Freddie Mercury până la decesul acestuia. Freddie a fost diagnosticat cu SIDA în 1987. La acea vreme, artistul și-a ascuns boala de presă, precizând mereu că e sănătos. Organismul slăbit și orbirea parțială l-au închis practic în casă. În aceste condiții, Freddie Mercury a decis să nu mai ia medicamente ca să nu-și prelungească agonia. Pe 23 noiembrie 1991, Freddie Mercury a declarat deschis într-o scrisoare că suferă de SIDA. O zi mai târziu, se stingea din viață în locuința sa. Diagnosticul final, bronhopneumonie cauzată de SIDA. Freddie Mercury rămâne una dintre cele mai reprezentative figuri din istorie, anual fiind omagiat de ziua sa de naștere. Momentul acum să revedem titlurile serii. Sfârșit tragic pentru un tractorist din comuna Băneasa. Valută în valoare de peste 1,5 milioane de lei descoperită de polițiștii de frontieră în Vama Giurgiu. 40 de tineri giurgiuveni prezenți la întâlnirea tinerilor ortodoxi din lume. 22 de medalii la întoarcerea din vacanță pentru sportivii de la Clubul Sportiv Agvila. 82 de goluri în prima etapă a campionatului județean de fotbal. Jurnalul Muntenia TV se încheie aici. Noi vă mulțumim pentru atenție. Vă așteptăm și mâine de la 19:30 cu știri noi. Să aveți o seară frumoasă. La revedere!